vita tra voi lo avete. A Dio pane fuori piazza, pronto ci fare per parlare. Yeah.
El aduce vindecare, El aduce pentru cei descurajați bucurie de a fi cu Său. De aceea să ne rugăm și să privim că Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil. Este o mare diferență între Sfânta Scriptură și o carte. O carte, mulți o citim și aduce doar informație, dar Cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și spune Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu este mai viu, este viu și lucrător decât orice sabie. Așa că Cuvântul acesta, Sfânta Scriptură, este insuflată, nu este o simplă carte. Și mai mult decât atât, spune Biblia, că omul nu trăiește cu orice, doar cu pâine. Și omul trăiește cu orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Haideți în această dimineață să spunem Domnului, Doamne, ne lăsăm sub acest principiu prin care să dăm curs în Cuvântul lui Dumnezeu să ne conducă viața noastră. Și prin care acest cuvânt al lui Dumnezeu să aducă și să trăim sub principiile acestea a te conduce. Pentru că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Dar Cuvântul Domnului ne schimbă viața noastră. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și înainte de rugăciune vreau să prezint o lucrare frumoasă. Poate că unul din dumneavoastră știți. Marian Mocanu este un om în care, în urmă cu foarte mulți ani, era sub o stare de căzută în când a ajuns până acolo să consumă droguri. O stare care e lipsită de Dumnezeu, o stare în care era gata să-și pună capăt vieții lui. Și în această zi vrem să dăm puterea Cuvântului lui Dumnezeu care schimbă viața omului. În această zi invităm pe Maria să laude pe Dumnezeu instrumentul cu talentul pe care Dumnezeu i-a dat și din talent a devenit un talent. Nu este suficient să ai un talent. Trebuie să-i dai valoare să devină un talent. Talentul este pentru om, doar pentru tine personal. Dar talentul este a sluji și altora, a te implica și viața altora. Invităm pe Maria în față să laude pe Dumnezeu, iar în urma cântării vrem să stăm înainte de Domnului cu rugăciune și să experimentăm puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Amin? Pentru că Biblia spune, voi sunteți născuți, nu dintr-o sămânță care poate păzi, ci nașterea noastră, metanoia aceasta, schimbare a vieții, a minții, care influențează viața noastră, este o naștere supranaturală, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să stăm înaintea Domnului și invităm pe Marian să le conducă în această cântare, iar apoi stăm într-o stare de reverență înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu din cer să aducă peste noi această atitudine, această părtășie prin care să experimentăm cu Dumnezeu bucuria în această dimineață. Yes.
vorbesc noi românii, au fost zona cea mai vicios în această lume. Iar Dumnezeu cu dragostea lui s-a coborât la noi și nu doar atât, ne-a dus ce-a avut cel mai scump, Cuvântul lui Dumnezeu. Iar Cuvântul lui, care este Logosul lui Dumnezeu, este cel pe care ne-a schimbat, ne-a transformat viața noastră și în această dimineață experimentăm cu toată recunoștința, Doamne. Îți mulțumesc pentru familia mea, îți mulțumesc, Doamne, pentru frați, pentru biserică, îți mulțumesc pentru lucrarea pe care o faci. Este Dumnezeu care lucrează, este Dumnezeu care în El ne-a transformat viața noastră și mai mult decât atât, Dumnezeu din cer s-a descoperit personal. Însă ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru această experiență divină. Într-o lume în care sunt peste 7 miliarde de locuitori, nu toți primesc Cuvântul lui Dumnezeu. Foarte mulți l-au respins și au respins Logosul lui Dumnezeu, Cuvântul acesta care vine din partea Domnului. Dar slavă lui Dumnezeu că pentru noi Dumnezeu ne-a dat inima specială, să deschidem inima noastră, să primim acest Cuvânt și să trăim după principiile pe care Dumnezeu le-a hotărât. Pentru că Biblia spune, om nu crezi doar cu mâine, nu lucrezi ca să mâncăm. Nu că e doar pentru viața aceasta, fi cea mai ușios lucru din viața aceasta, să trăim doar pentru moment. Și există o eternitate, o eternitate legată de Dumnezeu. Ne rugăm cu toți și mulțumim Domnului. Amen. Încă o dată, cu multă dragoste și apreciere, vreau să vă salutăm și să vă binecuvântăm. Și dorim ca această sesiune, sesiunea numărul 4, să fie pentru voi, pentru noi toți, o nouă lecție de viață și din nou să privim cât de frumos este Cuvântul lui Dumnezeu prezentat prin oamenii lui Dumnezeu. Așa că mulțumim Domnului pentru că invitatul special acestui eveniment, a conferinței de familie, în care noi organizăm Biserica Rugul Aprins, este reverendul pastor, fratele Lazar Duhov, care spune mult odată cum veni, Dumnezeu din ce să vină cu viteza mici. Amin. Și tata mea să zică Domnului. Amin. De asemenea, salutăm păstorii care sunt cu noi, salutăm bisericile care sunt de aproape, de departe, salutăm întreaga adunare și vreau într-un mod special să salutăm pe cei care sunt telespectatorii cu noi, telespectatorii pe acest post de televiziune, care sunt mari binecuvântare, pe TV, pentru fiecare avem această sursă posibilă să primim Cuvântul lui Dumnezeu printr-un post de televiziune creștin. Este o mare lucrare în România să ai un post de televiziune creștin. Sunt mai multe, dar slavă Domnului de Bucredo TV. Dumnezeu să binecuvânteze echipa lui. În continuare, dorim ca echipa Bravo și în finale să ore pe Dumnezeu cu un grupaj de cântări. Și în urma acestui grupaj de cântări, vrem să avem un cuvânt de rugăciune din omul lui Dumnezeu, fratele Capitanul George, care s-a făcut un cuvânt de rugăciune și a trecut din locul Sușma din această dimineață, la această sesiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aprinde-mi azi inima și fă-mă
Bye.
harul măreț, noi împreună anul acesta sărbătorim a 10 ediție a conferințelor de familie organizate de Biserica Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu în această. În urmă cu mulți ani, ai precis în anul 2007, la începutul anului, un slujitor al Domnului a primit această viziune în inimă și ne-am adunat la Bihița 23 de familie. Mulți știți istoricul. Și de atunci ne-am adunat de 4 ori la Bihița, județul Harghita, apoi de 4 ori la Sovata, județul Mureș, odată încă era Brașov și alte ca 10 ediții am ajuns în Sinaia. Cât de mare este Dumnezeu nostru? Dacă venea cineva la noi atunci, la început, deși Biblia spune că Dumnezeu nu își persoiește începuturile slabe, și ne-a fi spus, vedeți că peste an o să aveți o conferință frumoasă, un invitat special și o să fiți o mulțime de oameni, în special familii, puțin am fi crezut. Dar noi, ca și oameni, nu vedem ceea ce vede Dumnezeu. Iar de atunci și până astăzi, a văzut și va vedea în continuare cum se vor desfășura conferințele acestea de familie. Această încredere are un suflet și încă o dată zicem, lăudat să fie Domnul în acest lucru. Dacă este cineva care merită onorat, cinstit și lăudat, numele Lui este Iisus Hristos, Domnul nostru. Există un efort depus ca să se organizeze aceste conferințe. Și fiecare muncă este răsplătită de Dumnezeu. Nu știm unde să fim peste 10 ani. Dar avem încrederea că Dumnezeu este cu noi. Amin. Și că ne va binecuvânta mai mult decât putem să așteptăm noi de la El. Prezența fiecare dintre noi la acest an jubiliar arată că ne vrem mai mult în familiile noastre. Efectele conferințelor de familie în familiile noastre ca și romi sunt vizibile. Aleluia. Sunt reale. Există, vreau să vă spun că m-am uitat în general la dumneavoastră și foarte mulți sunteți noi veniți la familie, la conferințele de familie. Au fost sute de familii care au fost și s-au dus, s-au mutat. Există un ciclu care se repetă. Există familii care vin și se duc. Și primim această educație religioasă în direcția familiei. Nu am primit, cel puțin eu sau multe alte familii, nu am primit această educație de la părinții noștri. Întrebare, de ce? Pentru că și părinții noștri ne-au primit de la bunicii noștri, părinților. Și generații din generații. Dar Dumnezeu din ceruri a privit cu îndurare peste satul nostru Tocmea. Și ne-a binecuvântat și azi suntem aici, într-un om extraordinar. Și nu putem să zicem decât lăudați să fie Domnul. El ne-a ajutat și El ne va ajuta. Vrem mai mult. Asta dovedește prezența noastră în locul acesta. Că vrem să învățăm mai multe. Dovada că noi vrem mai mult este că suntem aici. Vreau să ne rugăm. Și rugăciunea noastră este aceasta, să ne pregătească inimile Dumnezeul nostru, ca noi să primim tot ce ne-a pregătit El în anul 2016. Amin. Repet. Rugăciunea aceasta mă gândesc să fie în direcția aceasta. Doamne, pregătește-mi inima ca eu să primesc tot ce mi-ai pregătit pentru mine și casa mea, familia mea în anul 2016. Amin. Avem un Dumnezeu care vede totul, cunoaște totul. Pe Dumnezeu nu surprinde absolut nimic și nici eșecurile noastre din 2015 nu l-au surprins. El doar ne-a pregătit binecuvântări. Tatăl nostru, Părintele Veșnicilor, înainte să intrăm în anul acesta,
El ne-a pregătit resursele necesare din punct de vedere financiar și spiritual. Ca noi să trăim anul acesta plin de putere din Dumnezeu. Oare câți ne vom poziționa în centrul voii lui Dumnezeu ca să primim ceea ce ne-a pregătit Tatăl în cer? Cred cu poporul Domnului că Dumnezeu ne-a pregătit binecuvântare? Amin. Credem. Noi trebuie să ne așezăm viețile noastre. Doamne, vreau să fiu ceea ce Tu vrei să fiu în anul acesta. Doamne, vreau să spun ceea ce Tu vrei să spun în anul acesta. Și vreau să fac, Doamne, ceea ce Tu ai pregătit să fac în anul acesta. Orice abatere de la centrul voii lui Dumnezeu mi-a costat foarte mult în anul 2016. Și vreau să vă spun, orice abatere de la voia lui Dumnezeu în anul acesta, pe mine nu mă surprinde. Și va pregăti și o soluție pentru orice eșec al nostru. Ce Dumnezeu bun avem! Ce mare Dumnezeu avem! Numai că i-a pregătit binecuvântare! Ha! Ungere, succes, bunăstare! Ne-a pregătit și soluție pentru fiecare eșec al nostru. Și nu putem să spunem că nu avem eșec și cădere. Dar putem să spunem că Dumnezeu e cu noi. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că Cel însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi. Trăiască Domnul! Amin. El asta a zis, a exprimat, a spus, a programat. Ce? Că Dumnezeu nu ne va lăsa. Amin. Și dacă El a spus, cine trebuie să spunem ceva? Versetul 6. Așa că putem zice plin de încredere. Cine zice? Vorba la vorbă. Cuvânt la cuvânt. El a spus ceva că nu ne va lăsa. Și noi credem lucrul acesta. Și ne spunem și noi Domnului. Sau oamenilor. Sau poporul din jurul nostru. Sau dacă vreți altului. Așa că putem zice plin de încredere. Domnul este ajutorul meu. Nu mă pot teme. Ce mi-ai putea face omul? Vorba la vorbă. Aceasta trebuie să fie rugăciunea noastră. Doamne, pregătește-mi inima să primești ce mi-ai pregătit în acest an. Amin. La final vreau să vă spun, nu special, pentru frații mei de la Rugul Aprins, membrii Rugul Aprins, și în general pentru poporul Domnului, ceea ce spuneam de Biserica în două de mine dimineață. Numele acestea, Rugul Aprins, Tofia, a strâniți multă bucurie. Oamenii s-au bucurat din noi. Spune Biblia că Rugul Aprins s-a aprins în pustie. Așa era, în pustiu. Atât de importanță era pentru oameni, cei care știți și cunoașteți, nici pe hartă României ne-au existat. Era un pustiu. Dar acolo pustiul din Tofea, în urmă cu mulți ani, Dumnezeu a aprins o rugă. Și de atunci de când l-a aprins, a strânit multă binecuvântare. Oamenii s-au bucurat, alții nu știu din ce motiv, nu s-au bucurat. Acest nume a strânit mult. Gândul meu pentru biserică și pentru poporul Domnului, oameni buni, haideți să trăim așa cum este numele. Să fim niște ruguri aprinse care să ardă mântuna și să nu ne miștim deloc. Așa cum este numele, să ne fie și viața. Care să avem pasiune, foc, patos pentru Dumnezeu nostru. Și nici o pasiune din lumea aceasta să nu înlocuiască această pasiune pentru Dumnezeu nostru. Știu, fiecare cunoaște. Există o mulțime și o multitudine de pasiuni care încearcă să lucrească acest foc din inimă.
multe. Fiecare să-și cunoască domeniul. Ce pasiune încearcă să ia locul acestui foc, acestui lume, rug aprins. Pentru că multe lucruri s-au aprins în pustie. Pe mulți nu l-au surprins, dar nu rug. Nu l-au surprins lucrul acesta. În vremea aceea, căldură mare, la temperatură puternică, se aprindea un rug, dar imediat se stingea. Ceea ce a determinat pe Moise să se întoarcă a fost lucrul acesta. Rugul era aprins, dar nu se mistuia. Era un foc continuu. Doamne, mărește-ne credința. Să fim noi cu această pasiune pentru tine și tu ne vei da tot ce avem de nevoie. Ești pregătit să fii un rug aprins adevărat în anul 2016? Da! Ca să vadă lumea că așa cum este numele, să le fie și viața, și umblare, o familie cu copiii noștri. De aceea vă invit, drag, să vă ridicați înainte Domnului și să ne rugăm. În special pentru membrii lui aprins, în general pentru poporul Domnului, să ardă mântuna, fără să ne mistuim, să luminăm în tine, să iubim în mijlocul lui, să fim plini de pace în mijlocul tulburării, să fim plini de viață în mijlocul morții. Și Dumnezeu ne va întări și va fi încântat. Tot poporul lui să ne și mulțumim Dumnezeu pentru că cel care a pus în noi această pasiune, această focalizare care se îndreptă în privirea spre Dumnezeu, este cel care a schimbat viața noastră, cel care s-a îndurat de noi. Și pentru aceasta vrem să aplaudăm prezența lui. Numai Scriitor spunea că cel mai frumos peisaj, cea mai frumoasă pictură din lume este o inimă plină de dragostea lui Dumnezeu. Să ne asigurăm că inima noastră este plină de dragostea lui Dumnezeu și atunci frumosul este cel pe care îl prezintă Dumnezeu. Noi vrem să dăm multe forme a expresiei a cuvântului frumos. Și poate că acest lucru nu este un lucru care onorează și cerul. Dar cel mai lucru frumos din univers este o inimă plină de dragostea lui Dumnezeu. Lăudat să fie nomul amin. De aceea Dumnezeu zice, este cel pe care a umplut inima ta de dragoste, de iertare, de pace, de speranță și în această zi pe cu familia ta ești o mare binecuvântare. Amin? Pentru că atunci când ești un om binecuvântat, avem o biserică binecuvântată. Iar o biserică binecuvântată înseamnă o societate binecuvântată. Dumnezeu din cer să ne mai vreau să-i duri de foc,
Thank you.
dimineața, domnule, pune o întrebare. Mă iubești cu adevărat? M-am trezit într-o dimineață ca să admir răsăritul soarelui. O, frumusețea creației lui Dumnezeu nu poate fi redată în cuvinte. În timp ce priveam răsăritul de soare, i-am adus laude lui Dumnezeu pentru frumusețea lucrărilor lui. Stând acolo, i-am simțit prezența Domnului alături de mine. Mă iubești? M-a întrebat el. Bineînțeles că te iubesc, Doamne, i-am răspuns eu. Tu ești Domnul și Mântuitorul meu. Dacă ai fi handicapat fizic, mai m-ai iubi și atunci? Eram descumpănit. Mi-am privit mâinile și picioarele și restul trupului, întrebându-mă oare câte lucruri n-aș mai putea face dacă aș fi handicapat, lucruri pe care acum le consider normale. Cu îndoială în suflet, totuși i-am răspuns. Doamne, n-ar fi deloc ușor, dar cred că tot te-aș iubi. Atunci Domnul m-a întrebat din nou, dacă ai fi orb, ai iubi și atunci creația mea? Dar pe mine mai m-ai iubi? Cum aș putea iubi ceva ce n-aș putea vedea? Dar m-am gândit la toți oamenii orbi în lume și la faptul că mulți dintre ei îl iubesc pe Dumnezeu și creația Lui și i-am răspuns. Mi-e greu să mă gândesc la așa ceva, dar tot cred că te-aș iubi. Domnul m-a întrebat din nou. Dar dacă ai fi surd, ai asculta cuvântul meu? Cum aș putea asculta dacă aș fi surd? Dar am înțeles. Ca să asculți cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie doar să auzi cu urechile, ci trebuie să asculți cu inima. Și am răspuns. Doamne, nu ar fi ușor, dar aș asculta cuvântul tău. Atunci Domnul m-a întrebat. Dar dacă ai fi mut, ai lăuda numele meu? Am stat și m-am gândit. Cum le-aș putea lăuda fără glas? Dar am înțeles din nou. Dumnezeu vrea să-i cântăm din inimă și din suflet. Sunetele nu sunt chiar cele mai importante pentru el. Și noi nu lăudăm pe Dumnezeu numai prin cântări, ci chiar și atunci când suntem persecutați și prin faptele noastre, îi aducem slavă lui Dumnezeu prin recunoștința noastră. Așa că i-am spus, chiar dacă nu aș putea cânta cu buzele, dar inima toți i-am lăudat numele Doamne. Și Dumnezeu m-a întrebat din nou, mă iubești cu adevărat? Cu îndrăzneală și de plin convinție am răspuns, da, Doamne, te iubesc pentru că e singurul Dumnezeu adevărat. Am crezut că am răspuns bine. Dar Domnul m-a întrebat, dacă mă iubești, de ce păcătuiești? Doamne, sunt doar un om, nu sunt perfect. Dar Domnul m-a întrebat, de ce îmi trebuie de pace și bunăstare când te îndepărtez de mine? De ce nu mai îmi trebuie de necaste roși din toată inima? Cuvintele mi-au amuțit pe buze. Lacrimile au început să-mi șoace în privire, iar Domnul a continuat. De ce te gândești la mine numai când ești la biserică? De ce te rogi numai la biserică? De ce te rogi atât de egoist? De ce nu ești necredincios? Și lacrimile au început să-mi curgă pe obraz. De ce ți-e rușine cu mine? De ce nu le împărtășești și altora despre mine? De ce în vreme de
Te-am creat să mă oilosești. Te-am binecuvântat cu talente, dar tu fugi de mine. Ți-am dăruit Biblia, dar tu nu citești în ea. Ți-am vorbit, dar nu m-ai ascultat. Zilnic mi-am reînnoit bunătățile și îndurare față de tine, dar ți-ai întors privirile de la mine. Ți-am trimis dintre slujitorii mei ca să te îndrume, dar ai stat nepăsător și nerespins. Ți-am auzit rugăciunile și ți-am răspuns la timpul potrivit. Niciuna nu a rămas fără răspuns. Te întreb acum, mă iubești cu adevărat? Nu am putut răspunde. Cum să-i fi răspuns? Mă copleșise rușinea. N-aveam nicio scuză. Cu inima zdrobită și lacrimi pe obraz, am murmurat. Doamne, iartă-mă! Nu sunt vrednic să mă numesc copilul tău. Dar Domnul mi-a răspuns. Tu ești al meu prin har și nu prin merit. Doamne, vei continua să mă iubești? De ce, Doamne, de ce mă iubești? Te iubesc pentru că te-am creat. Ești copilul meu și nu te voi părăsi niciodată. Când plângi, mie milă de tine și plâng împreună cu tine. Când strigi pe bucurie, râd și eu cu tine. Când ești descurajat, sunt acolo să te ridic. Când ești obosit, te port pe brațele mele. Dragul meu, eu voi fi cu tine până la sfârșitul zilelor și te voi iubi totdeauna. Niciodată nu am plâns cu atât amar. Cum putusem zdrobi cu atâta nepăsare inima lui Dumnezeu? Încă neîncrezător printre lacrimi l-am întrebat. Doamne, cât de mult mă iubești? Domnul și-a deschis brațele, iar privirea lui m-a chemat stăluitor la pieptul său. În palme am văzut semnul cuielor și brusc am înțeles, acceptase să moară în locul meu pe calmar. Domnul și Mântuitorul meu, am șoptit, prăbușindu-mă la pământ și pentru prima dată în viața mea m-am rugat cu adevărat. Amin. Este bine să fim din nou împreună și să concludem și sesiunea aceasta cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vă spuneam ieri că m-au mișcat cântările, cuvintele care au fost rostite legate de persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În adevăr, El este cel mai frumos dintre oameni. Și despre acest Iisus Hristos vreau să vă vorbesc în această dimineață. Eu sunt îndrăgostit de El, sunt îndrăgostit de Cuvântul Lui și sunt îndrăgostit de Dumnezeu. Și am să vă spun lucruri care, cu siguranță, pentru mulți dintre dumneavoastră, dacă nu chiar pentru toți, vor fi lucruri noi, pe care nu le-ați auzit, dar care sunt în Cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că am face nedreptate să vorbim despre Iisus fără să știm exact ce spune Scriptura despre El, despre persoana Lui, despre ființa Lui. Vă rog să deschideți Cuvântul Domnului împreună cu mine la Luca, capitolul 2, și voi citi un singur verset, versetul 52. Luca 2, cu 52. Și aici Cuvântul spune în felul următor. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Iisus Hristos a fost un om adevărat ca și noi. Acum că este înălțat la cer, își păstrează trupul pe care l-a avut aici pe pământ, dar într-o formă glorificată, transformată.
Și prin aceasta, noi oamenii avem în sfârșit prin El un reprezentant în cer, la Dumnezeu, la tronul de har al lui Dumnezeu. Dacă vrem să vorbim despre familie, trebuie să vorbim și despre Iisus Hristos. Cum s-a născut El? Care a fost copilăria Lui? Ce anume s-a întâmplat în copilăria Lui? Ce s-a întâmplat în adolescența Lui? Și cum a crescut omul acesta, Iisus Hristos? Și când vorbim despre El, aș vrea să subliniez de la bun început. Nu nașterea lui Iisus Hristos în sine a fost o minune. Nu. Ci minunea a fost concepția Lui. Concepția Lui. Cum a luat ființă acest Iisus Hristos? Și de aceea am să vă spun lucruri adânci, profunde, care necesită toată atenția noastră și toată gândirea și respectul nostru față de Evanghelie. Știm din Biblie că Iisus Hristos nu are un tată pământesc. Ori ca un om să se nască, automat presupune tată și mamă, sămânță bărbătească și sămânță femeiască. Aceste două se întâlnesc, se fecundează, este termenul tehnic și trebuie să fim obișnuiți cu termeni tehnici, și în felul acesta are loc concepția. Și imediat după această concepție, după această fecundare, în pântecele mamei se dezvoltă fetusul acesta, se numește, embrionul acesta, apoi copilul începe să crească până când ia toată forma pe care o are un om și după 9 luni de zile se produce nașterea. Întrebarea este, cum s-a născut Iisus Hristos? Cum a fost conceput El? Pentru că v-am spus, concepția Lui este miraculoasă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru că Iisus Hristos nu are tată pământesc, Biblia ne spune că trupul lui Iisus Hristos, partea aceasta pământească, trupul lui Iisus Hristos a fost creat special de una din persoanele, cele trei din Dumnezeire, care, pentru că l-a creat, s-a numit de acolo încolo Tatăl, Dumnezeu Tatăl. Dacă vă uitați cu mine în Evrei 10:5, nu mai avem frații de la computer să ne ajute, că aveam nevoie de texte biblice acum. În Evrei 10:5, cuvântul Domnului spune, Tu mi-ai pregătit un trup. Ce însemnează aceasta? Însemnează că Dumnezeu, deci o persoană din Dumnezeu, care de acum încolo se va numi Dumnezeu Tatăl, a creat, a construit un trup care apoi, dar bineînțeles minuscul, minuscul, foarte mic, după ce l-a creat, a luat trupul acesta pregătit de Tatăl Ceresc pentru Iisus Hristos și a implantat trupul acesta în pântecele Mariei, în ovulul ei, în sămânța ei femeiască. În Geneza 3:15, vă aduceți aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Deci, prin aceasta vrea să spună că numai Maria are o contribuție pământească la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci trupul pregătit de Tatăl Ceresc a fost pus în pântecele Mariei, în ovul, sămânța femeiască. Și de acolo încolo, cuvântul Domnului ne spune în Luca 1:31-34
că Domnul Iisus Hristos a început să crească, să se dezvolte, omul Iisus Hristos. Dar El n-a încetat niciodată să fie Dumnezeu. N-a încetat. Tot Dumnezeu atotputernic a rămas. Tot Dumnezeu atotcunoscător a rămas. Și tot Dumnezeu atot prezent a rămas. Însă trupul Lui cu care s-a asociat, devenind o singură persoană, a început să se dezvolte în trupul Mariei, după cum spunea Îngerul Gabriel către Maria, că Duhul lui Dumnezeu te va preaumbri și puterea celui prea înalt va fi peste tine, ca să vegheze dezvoltarea aceasta, creșterea aceasta, și de aceea Sfântul care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Dar întrebarea este, a fost Maria fără de păcat, cum este teologia sau doctrina în învățătura bisericilor ortodoxe și romano-catolice? Nu. Maria a fost la fel de păcătoasă ca oricare dintre noi, ca orice om. Însă prezența Duhului Sfânt peste ea a făcut, dacă vreți așa să folosim un termen omenesc, să se filtreze natura păcătoasă a lui Maria din ovulul ei, să nu intre în natura fără de păcat cu care a fost conceput de Tatăl Ceresc trupul Domnului Iisus Hristos. Apoi, vreau să întreb, avem cadre medicale, cel puțin asistenți medicali sau medici, dacă avem aici cineva să ridice mâna sus dacă este, nu sunt bolnav, nicio problemă, nu m-am vrut să, ca să confirme ceea ce urmează să vă spun. Orice copil care se naște sub soare, orice copil, fie băiat, fie fată, copilul acela își dezvoltă circuitul sanguin, deci circulația sângelui, numai după tata. Numai după tata. Din sămânța aceea a lui tata, care fecundează sămânța femeiască, ovulul, circuitul sanguin al tatălui se transferă automat copilului care este conceput în pântecele mamei. Și în felul acesta, fiecare copil, fie băiat, fie fată, are circuitul sanguin al tatălui. Da. Iisus Hristos nu are un tată pământesc. Și atunci, pe lângă faptul că Tatăl Ceresc i-a construit un trup, Tatăl Ceresc a creat și un sânge, circuitul sanguin al tatălui, a creat un sânge special pentru Domnul Iisus Hristos. Credeți dumneavoastră că degeaba spune Sfântul Apostol Petru în 1 Petru 1 cu 18 și 19, ce puteți să puneți pe ecran, 1 Petru 1 cu 18 și 19, când zice că voi n-ați fost răscumpărați cu lucruri pieritoare, cu argint și aur, din felul vostru deșert de viețuire, ci cu ce? Sângele, dar cum? Scump, spune. Scump, în ebraică, cu sângele mult prea prețios. În engleză chiar așa este tradus. With the precious blood of Jesus. Cu prețiosul sânge al Domnului Iisus Hristos. Deci a fost creat și un sânge pentru el ca să aibă circuit sanguin. Și în felul acesta, Iisus Hristos a devenit cel neprihănit, 1 Petru 3 cu 18, a devenit cel fără de păcat, 1 Petru 2 cu 20, și cel ce n-a cunoscut niciun păcat, 2 Corinteni 5 cu 21. O ființă complexă. Creat un trup, creat circuit sanguin pentru el, implantat în pântecele Mariei, și de acolo încolo Duhul Sfânt al Dumnezeu a vegheat ca diavolul să nu se poată atingă de Maria și să o îmbolnăvească, ca să se îmbolnăvească fătul care s-a conceput în pântecele ei, și nimic rău n-a putut să îi se întâmple pentru că Duhul lui Dumnezeu a preumbrit pe Maria. Și acum haideți să ne uităm după ce se naște Iisus Hristos.
Iisus și copilăria sa timpurie. Iisus Hristos nu este o legendă, este o persoană istorică. S-a născut în timpul împăratului Irod, Matei 2:1. S-a născut în timpul cezarului Octavian Augustus al Imperiului Roman, Luca 2:1. S-a născut în regatul Iudeii, mai precis în Betleem, Luca 2:11. Talmudul iudaic, Talmud este comentariul rabinic la Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. Este o colecție de comentarii rabinice în 22 de volume. Fiecare volum are aproximativ 800-1000 de pagini. Mi-am procurat și colecția aceasta în biblioteca mea personală. Am peste 3000 de volume de cărți în biblioteca mea personală, pentru că îmi place să mă documentez, să pot să studiez. Și Talmudul, am găsit în Talmudul iudaic, vorbește despre Iisus, fiul Mariei și al lui Iosif. Foarte interesant este că și Coranul vorbește despre Iisus Hristos. Deci este o ființă istorică. Apoi, unul dintre cei mai mari istorici evrei și romani, pentru că a fost adoptat la curtea dinastiei Flavinilor, Vespasianus, Titus Flavius Vespasianus, istoricul Iosifus Flavius, a fost un istoric evreu, pentru că a fost un om foarte inteligent. Romanii nu l-au omorât când au cucerit Ierusalimul, ci l-au luat și l-au dus la Roma. Și la Roma Iosifus Flavius a scris istoria evreilor. Și fiind contemporan cu apostolii, cu parte din apostoli, Iosifus Flavius menționează despre nașterea lui Iisus Hristos, menționează despre crucificarea lui și menționează despre învierea lui din morți. Deci Iisus este o persoană istorică. Noi nu vorbim despre o persoană imaginară. Până când Iisus Hristos să fie dus la templu la vârsta de 12 ani, între naștere și prezența lui la templu, au avut în viața acestui copil 6 evenimente distincte. Unul despre care am să vă spun, nu ați auzit până astăzi. Primul eveniment este circumciziunea, tăierea împrejur. Luca 2:21. Și aici cuvântul Domnului spune: când a venit ziua a 8-a, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fie fost el zămislit în pântece. La 8 zile după naștere, Dumnezeu a dat poruncă ca toți copiii de parte bărbătească să fie tăiați împrejur, circumciziuni. Este foarte interesant, și ascultați acest lucru, că până în zilele noastre, când știința medicală a ajuns așa de avansată să se cerceteze celulele, să cerceteze genele și toate lucrurile, cercetând sângele, știința medicală a ajuns la următoarea concluzie. Un copil de parte bărbătească dezvoltă în el o substanță specială care duce la coagularea sângelui, închegarea sângelui, din ziua de naștere până în ziua a 8-a. În ziua a 8-a, substanța aceasta este cea mai mare în trupul omenesc, cea mai mare într-un băiat. Și Domnul a spus să trăiesc copilul împrejur în ziua a 8-a. Pentru că atunci nu este pierdere de sânge, este foarte minimă și vindecarea se produce foarte rapid. Pentru că după ziua 8-a, substanța aceasta să înceapă să scadă și să se ajungă la normal, așa cum o avem astăzi, că dacă te-ai tăiat, vedeți că curge puțin sânge și la un moment dat se coagulează. Este un proces rânduit în noi de Dumnezeu ca să ne apere sănătatea. Ori Dumnezeu a știut când va fi posibil ca pruncul să fie tăiat împrejur. Dar ce însemnează tăierea aceasta împrejur a lui Iisus Hristos? Două lucruri însemnează. Unu, însemnează că Iisus Hristos face parte din ceea ce se numește în Biblie legământul abrahamic. Geneza 17:9-13. Legământul abrahamic. Și ce însemnează acest legământ abrahamic? Lui Abraham Dumnezeu i-a cerut și a zis: orice copil de parte bărbătească care se va naște
din tine, de aici încolo, să fie tăiat împrejur. Când Iisus Hristos a fost tăiat împrejur, nouă ni s-a spus că El face parte din legământul abrahamic, adică aparține națiunii iudaice. Pentru că Avram este părintele națiunii iudaice. Și acum un cuvânt pentru dumneavoastră toți și pentru că se înregistrează și merge și pe internet, un cuvânt pentru audiența de pe internet și cei de la televiziune care vor urmări mesajul de astăzi. Un cuvânt pentru toți antisemiții. Dacă este cineva care spune că este creștin și urăște pe evrei, deci este antisemit și are cuvinte derogatorii la adresa evreilor, aș vrea să-i spun acestei persoane cu blândețe și cu dragoste că înseamnă că încă n-a cunoscut pe Iisus. Iisus este evreu, dragul meu. Iisus este evreu. Și dacă spui că îl iubești pe Iisus, dar tu ești un antisemit, însemnează că spui un neadevăr. Spui un neadevăr. Iisus s-a născut din familia iudaică, evreiască, și de aceea Iisus este Mântuitorul nostru și trebuie să iubim și pe Iisus Hristos și și poporul evreu. Amin. Nu numai să cântăm despre ei și să vorbim, ci trebuie să-i iubim. Amin. Că nu ne-au plăcea nouă multe lucruri despre ei, întrebați-i pe ei dacă le plac toate lucrurile despre noi. Și atunci ai rezolvată problema. Deci nu poți să fii antisemit. Legământ abrahamic. Și al doilea lucru este legământul mozaic. Când Iisus Hristos a fost tăiat împrejur, după Levitic 12 cu 2 la 3, prin aceasta ni s-a spus că Iisus Hristos, deși este Fiul lui Dumnezeu, născut supranatural, El se supune legii lui Moise. Al doilea eveniment care are loc de la naștere până la 12 ani este prezentarea lui Iisus Hristos la templu, după 40 de zile de la naștere. Luca capitolul 2, versetele 22 la 25. Ce a însemnat prezentarea lui la templu la 40 de zile? A însemnat trei lucruri. Primul, plătirea de către părinții lui Iisus a prețului răscumpărării. În Biblie era scris, orice întâi născut de parte bărbătească, inclusiv al animalului care va fi în gospodăria ta, să fie închinat Domnului, iar dacă nu este închinat Domnului, să se plătească un preț de răscumpărare. Și părinții sfinți, Iosef și Maria, s-au dus la templu, pentru că Iisus Hristos a supus, după cum vom vedea, la toate legile pământești. De aceea pentru noi care spunem, asta nu trebuie să mai fac și pe aceasta. Trebuie să făcute toate. Nu trebuie lăsat nimic nefăcut. Iisus Hristos a împlinit, inclusiv, El nu trebuia răscumpărat, pentru că era Fiul Dumnezeu, dar s-a plătit și pentru El prețul răscumpărării, fiind întâiul născut. Doi, la 40 de zile se dădea numele oficial copilului de Iisus, Luca 2 cu 21. Părinții trebuiau să numească în sfârșit copilul, i-au pus numele Iisus, care însemnează Salvatorul, Mesia. Și trei, al treilea lucru care s-a întâmplat la 40 de zile este o dublă identificare a lui Iisus Hristos ca Mesia. Când a fost dus la templu, acolo au fost două persoane distincte. Una este profetul Simeon și cealaltă este Ana, de asemenea o profetesă și o femeie sfântă. V-am spus ieri că Dumnezeu își face orice lucrare pe baza a doi sau trei martori. Au trebuit să fie doi martori la templu care să spună pruncul acesta neputincios pe care îl vedeți voi în brațele unei mame este răscumpărătorul lui Israel. La 40 de zile, Iisus Hristos este recunoscut de doi martori că este răscumpărătorul lui Israel și răscumpărătorul neamurilor, lumina neamurilor. Este un lucru mare, este un lucru glorios care trebuie să fie cunoscut dacă vrem să vorbim drept despre Iisus Hristos. Al treilea eveniment. După nașterea lui, are loc călătoria lui Iisus în Egipt împreună cu părinții sfinți, Maria și Iosif. Matei 2, 13 la 15. Călătoria în Egipt sau fuga în Egipt, cum este cunoscut în Scriptură,
a avut loc când Iisus Hristos avea 2 ani. 2 ani. De unde știm lucrul acesta? De la magii care au venit și au vorbit cu Irod căutând pruncul, împăratul de curând născut al iudeilor. Și când au fost întrebați de Irod cam ce vârstă trebuie să aibă, i-au spus, după calculele noastre astronomice, cam 2 ani de când am văzut steaua pe cer. Cam 2 ani. Deci la vârsta de 2 ani de zile, Iisus este dus în Egipt. Și se pare că a stat 2 ani în Egipt, după documentele istorice, nu despre el, ci despre regii care s-au perindat, dinastia lui Irod, care s-au perindat în Iudeia. Pentru că al patrulea eveniment este întoarcerea din Egipt și așezarea lui Iisus Hristos în Nazaret. Matei 2, 19-23, Luca 2,39. Iată că Iisus, la 4 ani, este din nou în Iudeia și se așează în Nazaret. Și acum, un lucru nou pe care vi-l spun și pe care nu l-am cunoscut ani de zile, m-am frământat cu textul acela când l-am studiat și l-am citit, n-am putut să-l pricep. Până când anul acesta de sărbăturile de iarnă, Dumnezeu m-a ajutat în Duhul lui Cel Sfânt și m-a luminat să pot să pătrund în taine, în tainele Cuvântului Dumnezeu pe această temă și consultând și comentariile rabinice să pot să mă edific că lucrul pe care l-am găsit este un lucru real, un lucru adevărat. Deci, evenimentul numărul 5, dezvoltarea lui Iisus prin comuniune cu Tatăl Ceresc. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Frați și surori, doamnelor și domnilor, de la vârsta de 4 ani până la vârsta de 12 ani, timp de 8 ani de zile, Iisus Hristos a avut în fiecare zi, dar repet, în fiecare zi, comuniune cu Tatăl Ceresc, avea întâlniri de dimineață cu Tatăl Ceresc, dis de dimineață, întâlniri în care Tatăl Ceresc i-a pregătit mintea acestui copil să înțeleagă identitatea lui reală. De unde știm lucrul acesta? Tocmai din Scriptură, pentru că aici este. Uitați-vă Luca 2:40. Cuvântul Domnului spune: iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune. De unde atâta înțelepciune la pruncul acesta? Și harul lui Dumnezeu era peste el. Este primul text. Al doilea text este Luca 2:49. Nu fiți atenți la acest text. Deci părinții s-au întors, l-au găsit în templu, avea 12 ani acum, și au zis: unde ai fost? Noi te-am căutat. El a zis: de ce m-ați căutat? Și cum vă spuneam ieri, atenție la detaliu. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Oare Iisus nu-i întreba așa, oare nu știați, dacă ei nu știau? Dacă ei nu știau. Măcar că zice versetul 50, dar ei n-au înțeles spusele lui, dar știau despre întrebarea lui, că trebuie să fie în casa Tatălui Ceresc. Pentru că uitați ce se întâmplă. Deschideți cu mine și acum, dacă puteți pune pe ecran, Isaia 50, aici este textul cheie. Isaia 50, versetele 4 și 5. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Dar fiți atenți acum. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Termenul ebraic aici pentru ucenici este copii în devenire, în maturizare. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Rabinii evrei comentează și spun asupra acestui pasaj. Este un pasaj enigmatic pentru noi. Nu putem să înțelegem altceva decât că acest pasaj vorbește despre pregătirea lui Mesia pentru misiunea lui mesianică. Și este corect. Biblia ne arată deci că între 4 și 12 ani, în fiecare dimineață, dis de dimineață, așa cum spune aici cuvântul Domnului, nu-i invenție de la mine, Tatăl Ceresc se cobora
personal acolo unde dormea pruncul Iisus și îi vorbea. Îi spunea, uite, tu ești Iisus, dar tu ești fiul meu. Iosif nu este tatăl tău adevărat, dar Iosif este tatăl tău adoptiv pe care tu trebuie să-l respecti. Maria este mama ta. Tu trebuie să asculți de ei. Tu te-ai născut datorită intervenției mele, eu ți-am creat un trup, de aceea sunt tatăl tău și tu în timp va trebui să îmi slujești mie și să slujești de mântuire omenirea aceștia în mijlocul căreia te-am trimis. Și uitați cam ce se întâmpla când se trezea Iisus Hristos dimineața din somn. Se ducea la Maria și zicea, mami, mami, a venit tata la mine astă noapte. Și mi-a spus că el este adevăratul meu tată, nu Iosif, dar mi-a spus că trebuie să-l iubesc pe Iosif pentru că el îngrijește de mine. Maria știa aceste cuvinte, le înțelegea, pentru că Maria a zis, cel ce se va naște în tine se va numi Fiul lui Dumnezeu, cel de atotputernic. Mami, și în dimineața aceasta, zici de dimineața a venit tata la mine. Și știi ce a făcut mami? M-a luat de mână și m-a dus în țara lui. Mami, să vezi ce țară are tatăl meu. Strâns de aur, palate de cristal, porți din perle masive. Mami, lumea aceea din care eu am venit este diferită. Și tata tot îmi spune că eu trebuie să mă obișnuiesc și să cred lucrul acesta, că eu sunt fiul lui și că eu sunt venit pe pământ prin tine pentru o misiune specială ca să-i mântui pe oameni. Maria punea la inimă cuvintele acestea și de aceea la 12 ani de zile când în templu Iisus Hristos spunea, oare nu știați că trebuie să fiu acolo? Știau că în fiecare zi le-a spus. Iosif știa, Maria știa, dar pe moment când au vorbit cu el, au fost surprinși de stilul acesta direct pe care l-a avut Iisus Hristos cu părinții lui. Stilul acesta lui Iisus Hristos de a se întâlni cu tatăl lui, care i-a creat trupul, apare și în mai târziu în Evanghelia după Marcu, dacă vă uitați împreună cu mine, Marcu 1:35. A doua zi, uitați-vă, dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Când era încă întuneric de tot. În Isaia ce spune? Că Dumnezeu îi trezea urechea când? Dis de dimineață. Vorbea cu el, spune, în fiecare dimineață. Iar eu, spune, nu mi-am astupat urechea ca să pot să-l aud și să pot să-l înțeleg. Ce adânc, ce tainic. La fel spune Luca 6:12. După această pregătire a lui Iisus Hristos între 4 și 12 ani ca să își cunoască identitatea și cine este el în realitate, hai să-l vedem. Deci al șaselea eveniment este la 12 ani la Ierusalim, la templu. Este în momentul în care el își cunoaște pe deplin identitatea lui. De aceea stă de vorbă cu mai mari norodului, cu cărturare și îi face confuși. Pentru că el știe Scriptura și o interpretează atât de profund că oamenii aceștia de la templu care erau învățători, este ca și când pe noi păstorii și să zicem doctorii în teologie, ar veni un copil de 12 ani și să facă vorba românească harakiri de doctoratele noastre. Dar de unde știe copilul acesta? De ce spune copilul că își creștea în înțelepciune, harul Domnului era peste el? De ce? Pentru că avea această comuniune cu Tatăl Ceresc în fiecare dimineață. M-aș bucura să am această comuniune în fiecare dimineață cu Tatăl Ceresc. Dar a fost rezervată Domnului nostru Iisus Hristos. La 12 ani la templu, el spune, pentru că acum el a înțeles deja pe deplin identitatea lui. Urmează apoi adolescența, al doilea eveniment din viața lui Iisus, adolescența. Luca 2:51-52.
După acest eveniment, la 12 ani, sunt multe legende. Și aș vrea să nu plecați la ureche la tot ce citiți, că sunt multe legende. Că Iisus s-a dus în Egipt și a stat mai mult în Egipt și a învățat de acolo filozofia preoților păgând din Egipt și el a mai schimbat-o. Apoi din Egipt a plecat în India și a învățat toate vrăjitoriile fachirilor și ale gururilor din India. Și apoi a venit în Israel și i-a dat peste cap pe toți israeliții cu iluziile pe care le făcea el. Iisus Hristos s-a dus la Nazaret, Luca 2, 51-52, a locuit în Nazaret până la vârsta de 30 de ani. N-a făcut altceva, a locuit în Nazaret și în Nazaret se întâmplă patru lucruri cu el. Primul spune, în procesul lui de dezvoltare ca om, spune, copilul creștea intelectual. Luca 2 cu 52, partea 1. Spune, și copilul creștea în înțelepciune, deci o dezvoltare intelectuală. Și nouă ne trebuiește și copilul nostru aceeași dezvoltare. Dar vreau să vă spun că dezvoltarea intelectuală a copilului începe încă din pântecele mamei. S-au făcut experimente. Foarte multe și acum știința medicală vorbește foarte liber despre lucrul acesta. Dacă într-o familie, de exemplu, soția îi spune soțului, sunt însărcinată, și familia nu vrea copii. Țineți minte acum ce vă spun. Familia nu vrea copii. Și se poartă reci față de perioada aceasta de sarcină. Vreau să vă spun, este demonstrat medical, este demonstrat psihic, copilul care se naște în această familie este un copil care nu se alipește sufletește de mamă și de tată. Pentru că a fost respins încă din pântecele mamei. Respingerea aceasta se răsfrânge asupra copilului și se imprimează în pântecele mamei în intelectul lui. De aceea, prima dezvoltare a unui copil, să știți că nu este cea fizică, este dezvoltarea intelectuală. Dezvoltarea intelectuală. Am făcut un experiment în familie cu nepot. Avem un nepot. Este sufletul nostru, că e singurul. Deocamdată. Când nora noastră, noi spunem fiica noastră, ne-a spus că este însărcinată, a fost o mare bucurie pentru noi toți, pentru că a avut două pierderi și acum în sfârșit a venit nepotul. Venea mereu la noi în familie și eu mă așezam lângă ea și vorbeam cu nepotul. Acolo în pântecele mamei. Îi spuneam cât de mult îl iubește bunul, că așa mi-a spune el, bunul și bunii, cât de mult îl aștept să mă joc cu el, să-i cumpăr ce-i trebuie, îi citeam din Biblie, că nora râdea de mine câteodată, că zicea că, tate, ce, tu ești mai copil decât copilul. Dar să vă spun un secret. S-a născut copilul, nepotul, și din familia mea și din familia norii a fiicei. Și am rămas singurul pe care nepotul îl acceptă să-i vorbesc la ureche. Și să-i spun că îl iubesc și să mă joc cu el. Pentru că s-a obișnuit cu vocea mea, că din pântecele mamei s-a imprimat vocea în intelectul lui și când mă aude se liniștește. De aceea, de exemplu, când o mamă naște și copilul plânge, dacă mama pune copilul în brațe, ați văzut că de obicei, de regulă, se liniștește copilul. Dar știți de ce se liniștește copilul când este în brațe? Nu mai pentru că e în brațele mamei. Tot timpul vieții intrauterine, copilul aude tudum, 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 tudum. Este bătaie de inima mamei. Se aude în pântecele mamei. Și copilul știe să distingă bătaia inimii mamei de bătaia inimii tatălui sau oricărui altcuiva care le ia în brațe. De aceea când mama le ia în brațe și îl pune la pieptul ei, mai ales aici în partea stângă unde este inima, copilul se liniștește imediat pentru că aude bătaia de inimă cu care el a crescut. A rămas imprimată în intelectul lui. De aceea trebuie să avem grijă de copiii noștri. Pentru că nu înțelege, nu pricepe. Pricepe foarte bine. Așa a rânduit Dumnezeu să priceapă. Să se imprime acolo în intelectul lui și crește mare și trezește. Dar de unde are aceasta?
E oare de acolo de când eram pântecele mamei? Pentru că atunci ai vorbit același lucru acesta sau acesta lucru. În Suedia și în Statele Unite s-au făcut două experimente simultan. 40 de copii cu acceptul părinților, noi născuți. 40 în America și 40 în Suedia. Părinții au acceptat ca medicii americani și medicii suedezi de la Universitatea Uppsala din New York și Mary Hopkins Hospital din Statele Unite, în Baltimore, Maryland, să facă următorul experiment. Au luat din cei 40 de copii, 20 de copii de o parte și 20 de alta. La toți 40 de copii au fost îmbrăcați la fel, la toți le s-a dat aceeași hrană, la toți le s-a dat aceeași dragoste, aceeași îngrijire, deci nimic diferit. Singurul lucru diferit a fost următorul. 20 de copii, deci cu acceptul părinților, au fost puși într-o cameră, după ce erau hrăniți, într-o cameră să doarmă, unde toată ziua la difuzor era muzică rock and roll, erau glume porcoase și era muzică heavy metal, cu schiuituri din acelea drăceți și cu toate lucrurile care sunt în muzica aceasta. În camera cealaltă, 20 de copii, hrăniți ca și ceilalți, îngrijiți la fel, puși și au făcut alt experiment. Toată ziua, 24 de ore, în 24 de ore, acolo era muzică creștină și citit din Biblie. După 12 zile, copiii au fost studiați și în Suedia și în Statele Unite, să vadă cum sunt. Copiii și în Statele Unite și în Suedia, cei 20 care au fost ținuți sub cuvântul Domnului, sub muzică creștină, erau liniștiți, așa cum zice Daniel, după 10 zile s-a văzut fața frumoasă, bine făcuți, bine crescuți. Iar ceilalți 20 de copii care au fost expuși la glume porcoase, la muzică heavy metal, toți au manifestat tulburări psihice. Toți. Este influență intelectuală. Și observați ce spune Domnul Iisus Hristos. Iar copilul creștea în înțelepciune. Este dezvoltarea lui intelectuală. Apoi spune, copilul creștea fizic. Spune, creștea în statură. Părinții trebuie să se ocupe de copil. Să-i aibă în grijă, așa cum aveți, de toate nevoile fizice ale copilului, de mâncare sănătoasă, cât mai sănătos posibilă. Noi nu suntem aici ca să dăm sfatul medicului ce să mănânce copilul, dar părintele știe ce poate să mănânce copilul. Nu trebuie să mănânce zahăr în fiecare zi, bineînțeles. Pentru că nu vrem să avem copii atâta, vrem să avem copii sănătoși, dezvoltare fizică. Și să știți că nu este păcat dacă fac exerciții fizice, dacă se duc la un gym, sau nu știu cum spuneți în România, la sală de sport, așa, dar bineînțeles, supravegheați, nu singur. Apoi este dezvoltarea spirituală, al treilea stadiu de dezvoltare în adolescență. Spune, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Un copil care vine, de exemplu, aici și recită o poezie, spune un psalm, un verset din Biblie. Să știți că nu este ceva demodat să învățați copiii să rostească un psalm. Este ceva sănătos pentru copil. Este sănătos pentru creșterea lui intelectuală, pentru creșterea lui psihică și pentru creșterea lui spirituală și fizică. Că, sigur că ei ne fac să zâmbim câteodată datorită memoriei mai lungi sau mai scurte pe care o au și a stâlcirilor pe care le fac în cuvinte. Spunea un coleg păstor în Chicago, oraș mare în Statele Unite. Părinții au învățat pe fiul lor, copil de 5 ani, să recite psalmul 23. Și, sigur, copilul a avut emoții, dar mama stătea în față și tot îi șoptea. Și a zis el, până când a ajuns acolo la punctul și îmi ungi capul cu un de lemn. Și acolo s-a încurcat copilul și mama i-a spus, îmi ungi capul cu un de lemn. Tot s-a uitat la mama, îmi ungi capul cu un de lemn. Și copilul a zis, și ne ungi capetele noastre de lemn. Câteodată cam așa ne sunt. cam de lemn. Ni se tot spune și nu pricepem. Creștere spirituală. Și apoi
este a patra dimensiune a creșterii în adolescență, este creșterea socială. Cuvântul Domnului spune și era tot mai plăcut și înaintea oamenilor. Deci creștere intelectuală și copilul se dezvolta în înțelepciune. Este creștere fizică, în statură, este creștere spirituală, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și este creștere socială și înaintea oamenilor. Adică, frați părinți, spuneți și generația aceasta de tineri, de copii, de adolescenți, că este frumos și este civilizat când trec pe lângă cineva mai mare să spună bună ziua, să spună să rămână, să spună mulțumesc. Asta înseamnă dezvoltare socială. Să știe să ia legături cu oameni, să știe să întrebe respectuos, ce faceți, vă pot ajuta cu ceva. Oricine se bucură de un tânăr sau de o tânără care știe să vorbească, este deschisă, se oferă și oferă serviciile să ajute. Dezvoltare socială. Trebuie învățați copiii noștri și să știe să interacționeze social. Și apoi, în al treilea rând, botezul lui Iisus. După această perioadă, deci a dezvoltării lui intelectuale, fizice, spirituale și sociale, Iisus Hristos nu mai este acum un adolescent, este persoană matură, are 30 de ani, a ajuns la botez. Matei 13 cu 13 la 17, Marcu 1 cu 9 la 11, Luca 3, 21 la 23. La vârsta de 30 de ani, Iisus Hristos se botează în apă. Care a fost scopul botezului în apă? Pentru că revin aici, sunt câteva lucruri importante. Scopul botezului în apă pe vremea lui Ioan era unul înșesit. Primul, să împlinească toată neprihănirea lui Dumnezeu. Matei 3 cu 15. Când Ioan l-a văzut, dar fiți atenți acum, pentru că aici iar este ceva foarte special. Când Ioan l-a văzut pe Iisus Hristos, cu care era veneșor primar, că vine în Iordan să fie botezat. De ce credeți dumneavoastră că a spus Iisus Hristos că Ioan este cel mai mare dintre proroci? Pentru că a scris mult ca Isaia sau ca Ezechiel sau Ieremia sau a făcut minuni mari? Nu. Ioan, verișorul lui primar, cu care a crescut Iisus, cu care s-au jucat împreună în praful de acolo din Iudeia și din Nazaret, s-a uitat la el și este mare lucru. Ioan să spună, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Să ai curajul și să spui public, vărul meu este Dumnezeu? Nu știu care dintre noi făceam lucrul acesta dacă trăiam pe vremea aceea. Deci trebuie să ne gândim. Care dintre noi ar avea curajul să spună, fiul meu este Dumnezeu? Dar Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și de ce Ioan zice, tu nu vii la mine să te botezi? Eu acum știu cine ești. Știu cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu. Ești tu ver cu mine după Maria. Dar tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu. Tu ești Mesia. Așteptatul lui Israel. Răscumpărătorul lui Israel. Și Iisus Hristos îi spune, Ioane, nu mă opri. Pentru că se cade să împlinim toată neprihănirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Sunt oameni care se predau Domnului. Vă dau un exemplu. M-am predat Domnului, frate. Slăvit să fie Domnul. De aici încolo trebuie să schimbi viața, dacă te-ai predat Domnului, să treci după Scriptură, nu după cum vrei tu. Să te lași învățat de cuvântul Domnului, nu să înveți tu pe alții. Și să fii transformat de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dar sunt oameni pică, eu am întâlnit personal și a zis, frate, eu m-am predat Domnului, dar știți ce? Eu nu vreau să mă botez în apă. Dar de ce nu vreți? Păi nu sunt copilul Domnului dacă m-am predat Domnului? Ba da, ești. Și atunci de ce să nu mă mai botez în apă? Știi de ce? Pentru că și Iisus Hristos s-a botezat și El nu trebuia să se boteze. Dar dacă Domnul a poruncit, de exemplu, să facem botezul în apă, trebuie împlinită toată neprihănirea lui Dumnezeu. Amin? Nu trebuie să făcut lege personală, că Dumnezeu nu are lege preferențială pentru mine și lege nepreferențială pentru tine. Iisus a spus toată neprihănirea. 2. Să fie identificat drept cel ce are mesajul împărăției. Matei 3, 11 și 12, Ioan spune, el vă va vorbi despre împărăția lui Dumnezeu. 3. Botezul în apă are rol să fie, ca Iisus să fie prezentat în public lui Israel. Cine este el? 4.
să fie identificat cu rămășița lui Israel. 5. Să fie identificat cu păcătoșii. 2 Corinteni 5 cu 21, scrie cuvântul Domnului. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. El s-a făcut păcat pentru noi. Pentru că botezându-te în apă, acceptai că ești păcătos. Ori Iisus, cum a fost creat de Tatăl Ceresc, fără păcat, trupului fără păcat, sângele lui fără păcat, el, prin botezul în apă, a acceptat că se identifică cu păcătoșii pentru că va lua păcatul lor asupra lui. Și 6, să fie uns cu Duhul Sfânt. Luca 2, 21 la 22, fapte 10 cu 38. Și în sfârșit, ultimul lucru pe care vreau să-l prezint în această dimineață este botezul lui Iisus și Trinitatea. Foarte greu înțeleg oamenii ce însemnează Trinitate. Și acum iară vă spun ceva ce n-ați fost obișnuiți să auziți până acum. Frații mei, când cineva dintre noi spune eu mă închin lui Dumnezeu, aș vrea să înțeleagă acest cineva că Dumnezeul Scripturii, Dumnezeu nu este un nume personal. Noi avem această concepție, dacă spunem Dumnezeu, noi credem că așa îl cheamă pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu îl cheamă Dumnezeu. V-am făcut confuzie un pic, așa? Hai să vedem. Când spunem familie, ce am spus? Ce am spus? Cel puțin două persoane, nu? Dacă nu mai multe, dar două sunt. Da. Când în Biblie spunem Dumnezeu, Dumnezeu nu este un nume, ci este un substantiv care descriptiv, se numește substantiv descriptiv. Este o terminologie care descrie unitatea dintre trei persoane. Deci Dumnezeu nu este numele lui Dumnezeu, ci este substantivul care descrie unitatea dintre trei persoane, pe care noi le numim convențional Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Aceste trei persoane sunt coegale, coeterne și atotcunoscătoare, cosubstanțiale. N-a existat o persoană înaintea celeilalte. Iisus Hristos a existat dintotdeauna cu Tatăl, a existat dintotdeauna cu Duhul Sfânt. De ce Iisus Hristos va spune eu cu Tatăl una suntem? Ioan 10 cu 30. Iisus a existat dintotdeauna cu Duhul Sfânt. De ce va spune am să vă trimit un alt mângâitor? Deci dacă eu sunt mângâitor și cel ce vine este tot mângâitor și este ca mine, identic cu mine. Dar Iisus Hristos pe lângă Tatăl și pe lângă Duhul Sfânt și-a asociat și trupul omenesc. Prin urmare, atunci când Iisus Hristos s-a botezat, a avut loc o revelare foarte practică a Trinității. De ce? Iisus se botează, Tatăl din ceruri vorbește și Duhul Sfânt se prezintă sub forma unui porumbel. Toate trei persoanele din Dumnezeire, deci toate trei persoanele din Dumnezeire sunt prezente la acest eveniment. Fiul se botează, Iisus, Tatăl vorbește, acesta e Fiul meu prea iubit și Duhul Sfânt se coboară sub forma unui porumbel. Evreii în doctrina lor aveau două puncte speciale în doctrină, care spunea așa. Când Duhul Sfânt se va arăta peste vreo persoană din Israel, așa este în tradiția iudaică și acest lucru a rămas la ei în tradiția iudaică de la creație, când spune Duhul Domnului se plimba pe deasupra apelor, spune că Duhul despre care vorbește acolo se plimba pe deasupra apelor, era reprezentat de un porumbel, pentru că porumbelul este singura dintre păsări, știți, care nu are înficat fiere. Știți că porumbelul nu are fiere. Noi toți avem fiere și suntem cam firești. Porumbelul nu are fiere, deci nu are amărăciunea aceea, răutatea aceea. Și de aceea este simbol al Duhului Sfânt. Iar la protopul lui Noe, când Noe a dat drumul unei păsări ca să identifice dacă lumea este ok, de aici încolo pământul este ok, pasărea care a adus informația aceasta, cine a fost? Duhul Sfânt. Și evreii spuneau, când Duhul Sfânt
se va coborâ sub formă de porumbel peste vreo persoană în Israel, persoana aceea trebuie să fie Mesia. Ori la botezul Domnului Iisus Hristos i-a avut această mărturie. Pentru că Ioan a spus, mi-a vorbit Tatăl Ceresc și mi-a spus, când voi vedea Duhul Sfânt coborându-se peste el, trebuie să spun, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și al doilea lucru pe care îl spuneau evreii era acesta. De la Maleahi până la Iisus, Dumnezeu n-a mai vorbit prin profeți ca în vechime. Și atunci evreii au intrat într-o fel de panică. Nu mai vorbea și Dumnezeu cu prorocii noștri. 400 de ani, timp de 400 de ani. Și au zis așa, dar din când în când Dumnezeu vorbește din ceri câte un glas special pentru noi ca să ne asigure că nu ne-a abandonat complet. Și când acest glas special se aude din ceruri, în dreptul vreunei persoane, trebuie să știm că persoana aceea ori este o persoană prea importantă în Israel, ori este Mesia. Și din cer s-a auzit un glas care a zis, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Prin urmare, Iisus Hristos a împlinit în persoana Lui amândouă cerințele iudaice ca să fie recunoscut ca și Mesia. Dar lucrurile au mers de așa manieră, cum le spune apostolul Ioan, a venit la ei săi, dar ai săi nu l-au primit. Nu l-au primit. Mulțumim Domnului că ne-a făcut nouă harul să-L putem primi ca Domn și Mântuitor. Și mulțumim Domnului că El este Mântuitorul, El este Domnul și nu putem să negăm acest adevăr. De aceea vă încurajez să învățăm de la acest Iisus Hristos. Să învățăm din copilăria Lui, să învățăm cum s-au produs lucrurile în viața Lui, cum s-a dezvoltat intelectual, fizic, spiritual, social. Și lucrurile acestea să le spunem copiilor noștri, în casele noastre și să învățăm copiii să iubească pe Domnul. Pentru că am să vă spun o experiență cu ceea ce se întâmplă cu copiii noștri și după care vă chem la rugăciune și încheiem sesiunea de dimineață. Copiii se uită la noi și învață pe Domnul după cum ne vede pe noi că trăim învățătura lui Dumnezeu. Eram păstor la Ploiești. Avem ploieșteni aici. Fratele Cristi l-am văzut acolo, dar dacă e singur putem vorbi împotriva lor că nu-s mulți și așa. În 1980 am fost repartizat păstor la Ploiești. Atunci am absolvit seminarul. Și noastră, vă aduceți aminte, trăind în țara aceasta, în vremea aceea dictaturii ceaușiste, comuniste, era foarte greu să te muți dintr-un oraș în altul. Eu am crescut la Cluj și când m-am mutat în Ploiești cu repartiția, m-am dus, așa trebuia, la birou forțelor de muncă, să-mi dea intrare în oraș, să-mi pună viză. Deci trebuia viză ca și când mergi în America. Să-mi pună viză să mă mut din Cluj în Ploiești. M-au întrebat la forțe de muncă, dar unde locuiți, tovarășul Gog? Și am spus, la cultul penticostal. Dar ce sunteți noastră? Suntem păstori. Domnul Gog, noi nu avem nevoie de trântori în județul ăsta? Oare mi-a spus. Și mi-a refuzat să-mi dea viză de intrare în oraș. Și a spus, mergeți la miliție. M-am dus la șeful miliției din județul Prahova. Și șeful miliției mi-a zis, domnul Gog, aveți dreptul să vă mutați în oraș, dar nu eu sunt factorul de decizie final. Trebuie să vă duceți la comitetul de partid. M-am dus la secretarul de partid, nu m-a primit secretarul de partid, m-a primit adjunctului. Și i-am spus și lui cine sunt și a zis către mine, domnul Gog. În țara aceasta sunt libertăți religioase. Dumneavoastră sunteți un cult liber. Puteți să vă mutați aici, dar trebuie să așteptați. Trebuie să așteptați. Pentru că noi suntem în construcție socialistă foarte intensă și avem mulți muncitori de noștri ai construcției socialiste care n-au un apartament și n-au intrat în oraș. Trebuie să-i rezolvăm pe ei prima dată și apoi pe dumneavoastră. Adică pentru noi era joi după Miercurea Ciuc. Știți cum este? A rămas pe drumuri. N-am pus să-mi pună nici flotan măcar să stau în oraș, pentru că era un păstor. Dar pe vremea aceea, dacă mai țineți minte, dacă n-aveai măcar flotant în oraș și nu puteai să-ți înscrii copilul la școală,
Și nu te primea la spital dacă te îmbolnăveai, pentru că zicea că nu ești în sistemul social și nu ai asigurare. Și s-a întâmplat, când i s-a îmbolnăvit, unul din cei doi fii, cel mai mare, avea 4 ani. S-a îmbolnăvit așa de rău că a început să se topească pe picioare. Și așa era, era slăbus de vremea aceea, dar acum a început să se stingă. Frații au venit în ajutorul nostru, fiecare mi-a dat un medicament, unul altul, încât l-am intoxicat de-a binele pe copil cu toate medicamentele. Mai rău decât a fost. Și am zis, nu merge așa, dragă, mergem cu el la doctor. Și ne-am dus la Spitalul Județean, la urgență. M-a întrebat unde lucrați, că trebuia completată fișa. La cultul penticostal. Aveți intrare în oraș? Nu am. Nu vă putem primi aici copilul. Și doctorii care au ceea ce se numește în medicină jurământul hipocratic, adică sunt obligați să tratează pe ușă cine și pe dușman, până îl pune în picioare, apoi de acolo încolo se judecă sistemul cu el, dar nu doctorii. Doctorii trebuie să te trateze. M-au trimis cu copilul bolnav acasă. Copilul s-a făcut mai rău. Până am intrat în panică că am crezut că moare. Era duminică după masă. Soția plângea lângă copil și eu trebuia să mă duc la biserică să predic cuvântul Domnului. Și am zis soției, dragă, uite, mergem la biserică. Eu mă duc la biserică, era iarnă, frică, așa cum. Și după ce mă întorc de la biserică, dacă copilul este tot așa de rău, își pierduse și vocea, nu mai putea să vorbească acum din pricina tăriei bolii, știi ce facem? Mergem din nou la Spitalul Județean. Mă duc, mergem împreună, îl prezint copilul și îl pun pe masă aceea de la recepție și îi spun, vi-l las aici și fugim de acolo, luăm un taxi și venim acasă. Când de moare copilul, noi suntem de vină, zic că uite, pocăiții și-au omorât copilul, că nu l-au putut aduce la doctor. Oricum e așa e rău. Dacă mergi la doctor, nu te primea, dacă murea, zicea că l-au omorât pocăiții. M-am întors acasă de la biserică și soția era cu copilul în brațe, plângea, stătea pe genunchi și plângea și copilul nu mai vorbea. Am zis, gata, dragă, punem ceva peste copil, o pătră să nu-i fie frig și fugim la urgență și îl punem pe masă și îl lăsăm acolo. Și când am vrut să iau copilul să punem, să-l îmbrăcăm, să-l ducem la urgență, am sesizat, copilul încearcă ceva să-mi spună. M-am plecat spre el și am zis, Flăviuț, tu știi cât te iubește pe tine tati și mami. Dacă poți să spui ceva la tati, dacă ai nevoie de ceva, tati face orice pentru tine. Și copilul își mișca buzele, n-am putut să aud nimic. Am zis, încearcă mai tare, că vrea să te audă tata. Mi-am pus urechile la buzele lui și auziți. Ne-am rugat pentru el, am postit pentru el până momentul acela. A zis, cu voce foarte stinsă, tati, tu ai un parfum foarte bun la tine. Știu ce parfum? Deci e parfumul lui Domnul Iisus, sticluța cu un de lemn. Și eu te-am văzut pe tine, tate, la biserică, că atunci când frații sunt bolnavi, tu îi faci cu parfumul lui Domnul Iisus și se fac bine. Pe mine, de ce nu mă faci cu parfumul ăla? M-a luat de pe picioare, copil. M-am dus și am luat sticluța cu un de lemn. Abia am atins fruntea cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos. Copilul a zburat din brațele mamei și a cerut de mâncare. După 5 zile în care n-a mâncat nimic. Dumnezeu l-a vindecat la clipeara ochiului. Copilul vede. Și copilul cunoaște. De aceea noi trebuie să-l ajutăm să crească o creștere după modelul Iisus Hristos. Intelectual, fizic, spiritual și social. În ordinea aceasta. Pentru că dacă în ordinea aceasta ne ocupăm de copil, copilul nostru, care este o binecuvântare, va rămâne o binecuvântare. Mă rog Domnului să vă binecuvinteze casele, copiii și fiecare familie din cei prezenți aici să poată să spună în adevăr. M-am întâlnit cu Domnul, mi-a deschis mintea și orizontul noi pentru familie și m-a învățat cum să mă ocup de copiii mei și de casa mea. Voi face cum a făcut Maria și Iosif și copilul va crește plăcut oamenilor, plăcut Domnului și o binecuvântare și o bucurie pentru familie. Amin. Ne ridicăm în picioare.
și facem o rugăciune împreună și în rugăciunea aceasta rogă-te ca părinte pentru copiii tăi. Rogă-te pentru nepoți dacă ți-a dat Dumnezeu. Și spune, Doamne, n-am fost pilda cea mai bună pentru ei. Pentru că, vedeți, copiii fac ce vede pe tatăl că face. Și Domnul ne șterge păcatul, ne îndepărtează de la noi slăbiciunile, fără de legile. Și ne dă, în schimb, îndurarea Lui și bunătatea Lui. Și rogă-te și spune, Doamne, atinge-mi Tu copilul cum n-am știut eu să-i ating inima și mintea. Și adun din nou copiii mei care sunt pierduți de la casa Ta. Adu-i înapoi în casa Ta, Doamne. Mântuie-ne familiile, Doamne. Și ai milă de noi, de fiecare. Ne rugăm Domnului. Aleluia.